Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox Tema Cipriano cu Max. Salut! Și iată-ne, mai buni, într-o nouă poveste foarte drăguță pentru voi și foarte nouă, ca o păinică caldă și gustoasă. Sigur, abia aștept să o văd și să o facem până la capăt, cu final și Bineînțeles. mecher și cu toate cele, corect? Exact, corect, corect, tot Înainte acum. de asta, pisică, să nu uităm de like-uri, bine? Hai să Bine. vedem. Deci neapărat să apăsăm pe butonașul de like. Vreau să văd ce abonați avem noi aici activi, da? Cei mai tari abonați care apasă pe like. Și hai să intrăm într-un autobuz, bănuiesc, nu? Că Unde să probabil... mergem? Păi, cred că aici trebuie să mergem, că acolo 11 Și din singura 12. zonă în care putem să mergem, pisică, Da, hai. Și asta pe e. scaun și hai să vedem. M-am pus pe Nu cred că scaunul este aici. un... Pisică, uite timerul în spate, îl vezi? 14, Da. 13, 15, 12, repede, puteți să 10, face 9, 0, opt, rapid dați pe like, rapid, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, am pornit către plecat rapid, nu uitați poveste. de like! Mamă! Și în povestea asta se întâmplă ceva cu Uite, uite ce zombalei! mișto arată poza, se vede că e făcut de cineva așa foarte Intra și perceput. ție sau dormie? Și mie mi-a intrat. Ok, bine ați venit elevi din Robloxia la prima zi de școală. Bă, da, eu sunt doar cu tine pe server, Da, din ce știu, văd. am văzut, n-au intrat ăștia. Să fii sănătoși. Numele meu este Karen și sunt o grămadă de activități pe care le puteți face în această școală. Da, Ok. începe așa, începe drăguț cum ar Da, ia veni. uite ce cinematic, frumos, deci a lucrat ca lumea. Începe A, drăguț, uite, dar mă, pe mine. În prima bancă și că se capitanul. întâmplă ceva rău, nu Ui, știi ce hai, se capitane, că întâmplă suntem în rău. prima bancă. Hai să mergem. Păi, am A. ceva, eu. Și eu am pistol cu apă. Alul, pot să trag cu apă. Ok. Go inside and explore. Deci aici o să se întâmple ceva rău. Da, Ok? Nu știu ia. ce, Unde mergi? dar Uite, ceva văd cu că zice zombalei. ceva, clic aici, clic aici, clic aici, clic aici. Astea sunt Opa. vestiarele unde poți să-ți depozitezi. Nu știu cum Da, am nu știu avut eu dacă la așa noi în ceva. școală e Ba așa da, ceva, sincer sunt să fiu. unele ce sunt de astea, dar la mine cel puțin nu au fost. Deci mi se Crezi par tu? foarte inteligente, da, spun sigur. Ia, hai să deschidem pe aici, uite așa. Mi se par foarte inteligente chestiile astea, adică poți să spui să nu stai să te mai cal Eu cu văd toate prin astea doar seriale la spatele. străini, pisică. Eu la Da, da, da. străini, la americani, Te-a văd. găsit o Uite, am găsit un cocoș. medkit. Medkit, Medkit, am bandaj. ok, super, Lucky. Da, deci uite, super. merită să le verifici. Că am găsit trei Ia medkit-uri mi-a uite, dat. NPC-ul ăsta, ia uite-l săracu. Am văzut, Astea am nu merg văzut. deschise. Astea roșii merg deschise. Uite, am găsit un donut. Poți să mai iau una? Da, pare poți să mai iei. Ia, Oh, bandaj aici, am bandaj, găsit mi-am chiar. găsit și eu bandaj. E timpul să începem prima oră din Stai că școală. vin acum. Ui, da, de eu nu știu unde trebuie să mă duc. A, uite cât Îți arată. arată. Get to class. Gata, domnule, Ok, mergem la hai. școală acum. Ce să și facem acum dacă trebuie Hai să la mergem? Punem școală, bancă, gata. pisică. M-am pus în bancă. Îmi place că pot să Trebuie o cu el. iau pe Elsa cu mine la școală. Gata, trebuia să înceapă și școala până la urmă. Iată că a început. Welcome to school. Da. Deci găsiți-vă asta cum zice băncile. Băi, m-am găsit banca. Ne-am găsit, sunt cu Și la capitanul, noi în România colegă nu de cred că sunt bancă. bănci individuale, nu? Sunt câte doi. Adică cel puțin eu De așa am fost obicei când am câte fost doi și la... la mine a fost la fel, dar posibil să existe și cu câte un elev, nu știu. Bine ați venit la prima voastră oră de liceu. Suntem la liceu. Da. O să vă ofer o experiență foarte, foarte bună. Acum este timpul ca voi să începeți să învățați. Nu vreau, Ok. mersi. Aș vrea să mănânc acest donut. Doamna Karen, vă rog să vă prezentați. Nu. Doamna Karen, vă rog să vă prezentați la director. Ca în O, copiii de la doamne, 402. directorul vrea să mă prezint. O să merg chiar acum. Vă rog să nu faceți prostii. Da, hai. Facem și voice acting. Păi, da, Da, ce? normal, Corect? normal. Da, nu știu, o să încerc să fac așa vocile. Și eu trebuie capitan în imaginea acuzare. Profesora, Party, plecați, party! nu avem oameni mari, suntem singuri aici pe scaun. Eu ce fac eu pe scaunul la profesoară? Da, Opa, da, da. scaunul Oh, la zburos ca... profesor. Ia, pune-mă Opa! și învârte-mă. Hai, hai. Ia, da, pune-te să dai. Ia unde Stai. va merge cu scaunul tău? Uleu. Ah, pisică, putem să evadăm din școală! Oh, uite, capitone! Am văzut. Hai. Aici trebuie să dai... Oh! Am mi-a căzut un cap aia. Rampa. Da, păi trebuie... N-am știu pe unde deschide. Aici, da. Bă, Nu da, cred ce-am că e... făcut? Nu cred că Nu. era menită să fie deschisă, zice. Opa, stai. Oh, repede, profesoara vine! Ah, și-a rămas ăla deschis în spate. Noi nu făceam nimic, doamna Noi nu profesoară! făceam, doamna, de scaunul ei de ce a zburat? Da! Nu mai avea locul. Scaunul e din spate! Da.
Ok, doamna profesor. Aoleu. Intră cu spatele, asta e nebună. Ia. Yeah. Iată că nu-și găsește scaunul. De ce? De ce este deschis ăla în spate? Cine este responsabil? Să-i spui la profesoară cine a făcut sau să ții secret? Păi da, dar nu știu cine a făcut. Eu am făcut. Ce e secret, capitane? Ok. Ne pedepsește pe amândoi. Păi da, lasă că oricum ne pedepsește. Noi n-am văzut nimic, doamna profesoară. Cum să vedem n-a ceva? Nu ne-a mișcat de aici, doamna. A stat pe telefon. Singur, e nebun. Po bune, deja s-a deschis singur și eu ce da, să-i fac acum? Noi ne-am uitat la pisica că a postat video acum. Da. Din cauza unor probleme, astăzi masa va fi luată mai devreme. Sper să vă văd cu zâmbetul pe buze în pauză. Da, păi la asta-i stă. Clasa s-a terminat de la desene animate. Că parcă așa suna și directoarea unei școli de desene animate, tot voce de asta. Așa, go to the cafeteria. Hai să mergem la masă. Dăm în pauză acum, pisică, că s-a luat pauză mai devreme. A fost totul. Ok, capitane, dar unde ești? A, uite aici e cafeteria, vino cu ce. Dar nu știu dacă alegei cealaltă variantă, dar... Păi ce rost are? Cine știe că e cu poveste și e cu decizii. Da, decizii. Ia. Hei, doamnă! Mă. Deschide! Mi-e foame! Ce se întâmplă? Nu-mi dă de mâncare! Nu înțeleg care-i treaba, de ce nu ne dă de mâncare, într-adevăr? Văd, și dacă băiatul e un burger apetisant acolo, dar în același... Niciodată n-am mai întârziat cu mâncarea! Bă, și asta zici că e voce din desene animate. Asta e ciudat, de ce nu ne dă de mâncare? Că o văd pe femeia aia acolo. Femeie? Și avem un lacăt albastru. I need a blue key. Tu ai blue key, pisică. Eu am blue key. Gata, eu am blue key. Hai să vedem. Intrăm peste ei. Nu e problemă că nu-mi dai tu de mâncare, că-mi iau singură. Ha! Oh, hop in the door. Asta e al meu. E îndrăgostită, ce face? Oh, ce-i luat o scrisoare? Ei, cum ați intrat aici? Oh, înapoi în clasă. Furburgerul. Bă, dar nici n-am mâncat, pe bune, și deja s-a sunat. Și că am găsit-o de-asta de... Hai de dragoste. Înapoi, am văzut. Cred că, cred că bucătăria asta e prea îndrăgostită ca să mai facă ceva de mâncare. Mănâncă da, nu știu. Nu știu care e faza. Ok, hai să mă așez aici. Mănânc gogoșul. Dar ai puțin timp să mănânci. Gata, am mâncat gogoșul. Bine ați venit, elevilor! Astăzi o să învățăm despre istorie. Exact ce-mi place mie. Da. E superb. 30 de minute mai târziu. Oh-oh. A început ploaia. Ploua afară. Wow. Nu știu ce să zic, fisica. Păi, așa de plictisitoare. Acum plouă afară și nu-mi place. Bă, pisica, e un zumba, lua afară. Ah, lua, l-am văzut. Îi dau cu asta cu apă. Nu. Doamne, ce e afară pe geam? Doamne, firește. Un zombalău care se uită direct la noi. Nu văd. Uiuleu. Ce facem? Mănâncă? Nu știu ce facem. Cred că mănâncă școala. Oh! Wow! Asta e ciudat. De... Asta e ciudat! De ce s-au închis luminile? Da! Ce poți să zic? Păi un zombalău la ușă, pisică, uite cum încearcă să deschidă! Avoliu! Am pistolul cu apă. Cioc, cioc, cine e? Cioc, cioc! Ah, nu, doamna! Nu, doamna! Pisica, fugi! Fugi, Pe aici, cred. Da, pe sus. Ok, am un pistol cu apă și atât. Bă, ce face? Ce se întâmplă jos? Ok, s-a închis ăsta. Capitan, eu nu mai pot să mai vin după tine. Am crezut că te-ai dus prin omuntru, nu știu ce te-am văzut. Există zombii? Deci eu trebuie să votez sau tu? Tu, eu mie nu mi-a dat nimic. Dar n-am votat, friend. N-am votat nimic. Nu vreau să mă întorc acolo. Dar hai să găsim o metodă să spargem asta. Mi-a votat automat, eu n-am votat nimic. Astea-s caută cutii... prin cutii. Am găsit o șurubelniță. Ia vezi că sunt niște șuruburi. Da, eu nu am loc în inventorii să mai pun chestii. Adică dă-mi. Păi da. A, nu, cred că ai apăsat și s-a deschis, mă, asta a fost. Am înțeles, ok. Uite, sunt zombii pe jos. Ok.
Ce mi suntem? Încăpem perfect aici. Aici la director, văd că scrie director jos. Teleporting... Oh? Ce? Aici trebuie? Nu, se închide. A, trebuie să așteptăm să vorbească și după. Trebuie să găsim o cale de a ieși. Opa. Te poți cățăra pe acolo, aparent, da. A, capitan, capitan! A, uite-l pe domnul director. Domnule director! Ok, deci zice să sărim jos, dar noi am sărit deja. Da, trebuie să așteptăm să vorbească. Doamne ferește, ce faceți copiilor aici? Se pare că s-a închis electricitatea, vă rog să vă întoarceți în clasă chiar acum. Domnule, dar e un monstru afară, domnule! Nu, este o minciună. Studenții se prostesc. Da. Acum urmați-mă, avem ore de făcut. Ce m-ai speriat, căptane! Eu te-am speriat pe tine, da, că m-am întors și te-am văzut fața. Mi-am mâncat un de la un donut. Mhm, și eu l-am mâncat în clasă. Ce faci cu de iubire, nu știu. Cine știe? Bă, lăsați zombie să facă ore! Nu deschizi ușa, eu intru înăuntru. Nu, domnul director, nu! Da, fugi pisica, fugi că-l mănâncă. Bă, a bătut zombie, ești nebun? Băi, ăsta a bătut zombie, îți ține după el. Domnule director, nu cumva aveți vreo legătură? Nu știu ce să zic, dar a bătut dita. Bă, are sânge pe el. A fost mușcat peste a fost... Se transformă. No! Am un pistol de apă și nu sunt fricos să-l folosesc. A închis ușa, Stai că trebuie să vorbească, trebuie să așteptăm ea. Ai omorât zombiul? Acum jumătate de oră. Oh, nu, uite-te la mâna lui. E mușcătură. E doar o zgârietură. Da. Nimic în comparație. Da. Se pare că pe calculator ne scrie un mesaj. Uite aici. Ok. Aia. Ce mesaj ne scrie pe calculator? Oh, breaking de la news. Știri. Oh, breaking news, pisică. Se pare că zombii au atacat orașul. Stați înăuntru și nu vă atingeți de cei care sunt infectați. Este la fel ca în filme, zice. Oh, Doamne, stați înăuntru, zice și președintele, să nu ieșiți afară. Zombies? Asta nu se poate. Ba se cam poate. Studenți, stați calmi, sunt la poliție chiar acum. Da. Ascundeți-vă în supply closet. În supply closet? Unde e? Hai de supply closet. Trebuie să găsim. Trebuie să fie un fel de... Supply closet e unde își țin ăștia măturile și chestiile astea, știi? Păi da, dar unde e clasa? Nu, aici n-are cum să fie. Trebuie să fie un fel de debara asta, asta e supply closet. Cred că aici e. It's down the hallway. Aici? Nu. Nu, hai să mergem, ia. Supply closet, uite aici, pisică. Aha. Uite, găsiți la rangă și tot felul de chestii. Ce tare, dar hai să închidem ușa. Nu putem să închidem ușa. You already have a weapon. Eu am luat o bâtă. Trebuie să ieși rangă. Ia o rangă. Acum trebuie să-l așteptăm pe director să vedem dacă să-l așteptăm aici. Ok, am luat o bătă și mă pun aici. Păi mi-a luat de pe șupă arme și nebunii, nu știu. Păi mi-a luat ăsta și mi-a dat... 4 ore mai târziu. 4 ore mai târziu, pisică. E problemă, pisică. Unde este directorul? Deja suntem de prea mult timp aici. Deja cam da. Au trecut 4 ore. Da. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să cam zic despre chestia asta, se antrenează. Mă antrenez în caz că vine zâmbă la uite și la... Poți să de gunoi și să dai în ei. Bă, deci apăsați și voi butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade cu Roblox, cu povești, că sunt o grămadă de povești noi nouțe apărute și eu zic că le putem face pe toate. Se întâmplă ceva afară, nu știu ce. Stai, ce e aia? Aia ce? Unde? Când? Se aude ceva la ușă, psihic. Da, cred. Sus, morg sus pe ăsta. Poliția vine să ne salveze, cred, zice. Ba nu, eu nu zic așa ceva, eu în viața reală nu zic. Pisica se zguduie ușa. E zombie! Dă-i la zombie, dă-i. Capitan. Îl bat. Gata, nu știu, dau cu asta cu apă, nu știu dacă am e mort? Bine. Da, dar la zombie nu se trage în cap. Se trage în cap, dar nu.
Nu sunt sigur dacă este mort, dar ceva e sigur, nu mai stau pe aici să aflu. Opa, opa. Doamne ferește. A venit poliția, a venit poliția. Ia uite-mă cu sacul donatul la el. Donut Dave. Wow. Mă, ce mișto a făcut. Donut Dave a venit să ne salveze. Bună ziua, domnule Donut Dave. Domnul Donut, dar ați tras cu pistolul și acum vor veni toți la noi. Domnule polițist, ajutați-ne. 5. Mi s-a zis că aici aveți o problemă. Aaa, domnule, n-am vrut să vă lovesc, îmi pare rău, mă scuzați. Olu. O doamnă este acela directorul dumneavoastră. Da. Repede toată lumea în camera de științe. Okay. Vreau acasă. Trebuie să dăm la radio. Se aude de la radio. Atenție! Armata v-a setat un safe zone. Vă rog să vă mutați în acel safe zone. Ok. Un safe zone, zici? Grobiți-vă. Luați orice puteți. Opa. Ce se aude? Mai mult. Ce sunetul ăla? Aoleu. Mamă, din Doamne! Cred că așa se levie. Păi da, pisică, da. După domnul polițist. Break the door down with your bat. O, oh, trebuie să ne grăbim? Haideți, domnule. Ah, capitane, capitane! A căzut unul direct în capul meu. S-a blocat Donut Dave. Pisică, fugi. Stai așa, că le dau eu la ăștia. Gata, i-am bătut. Trebuie să dai în ușa asta. Cu ce? Cu buta? Cu arma. Și repede, că vine aia în spatele nostru. Știu. Dar domnul polițist, de ce stă? Ei, n-are cu ce să dea. Ai spart ușa? Hai că vin și eu. Zic că mă omoară ăștia, ești nebun? Și pe mine, și pe mine. Capitane, sunt foarte... Mi-am dat medkit. Lasă-i, poți să-i bagi de la spate, că se uită la mine. Bă, tu știi ce rapis sunt, Capitane, doamne. unde, că e după mine ăsta? Ok, sunt toți după mine, nu știu care e după tine. Sunt unii după mine și mă sperie rău. Ei, poți să-i bat cu apă? Nu. Acela cu apă e useless. Păi da, mă, dar de ce am mai plătit 1000 și ceva de Robux? Nu știu, am luat ăla că de arme nu și... nu înțeleg. Am dat ăla de arme și îmi dă pistol cu apă și nu fac nimic. Mi-am dat 1000 și ceva de Robux. Da, ai medkit? Ah, medkit, mi-a dat medkit. Haide, okay. Domnule polițist! Bă, deci au venit 4 după mine, sau 5 erau. Mă, lasă-mi pace pe ăla, noi wow, trebuie să trecem. Dar de ce a luat foc aici? Bă, au luat foc ăsta. Doamne, am reușit să ajung pe acoperiș. Ia uite ce e aici jos. Ai grijă să nu pici în aură. Bă, da, zombii ăștia sunt foarte rapizi! Știu! Deci uite ce viteză au. Uite ce viteză au. Să te uiți ce repede vin după mine. Ia uite. Sunt setați ăștia. Bă, deci eu n-am mai văzut într-un joc de Roblox niște zombi așa. Sincer îți zic. Depinde. Deci eu n-am unii mai văzut așa. Unii zombii sunt înceți, alții sunt rapizi. A, aici trebuie să stăm, în zona asta. Aici. Eu uite-l mă. Să-l ajutăm pe ăla care pică prin chestia verde, n-are nicio treabă. Hai, Donut Dave. Bine. Mamă, acum ce facem? Am reușit să scăpăm din școală, plecăm cu mașina de poliție, dar se pare că aici avem ceva probleme pe drum. Oare vom reuși să scăpăm pisică? Nu știu ce să zic despre chestia asta. Nu putem să trecem mai departe, e prea mult dezastru pe aici. Uite că mi-a dat armă. Oh, yes. Poate să dă, da, până la anumit moment. Cred că de la poliție ți-a dat, mă, că n-aveai de unde să ai tu armă. Da, în școală unde găsi. Logic vorbind, da. Ok. Opa. Olo. Vine unul din gunoi. Zombalăul din gunoi. O, Doamne, ceva este în gunoiul acela. Oare ce? Sunt invizibilă. Ar putea să fie un zombie. Oh, uitați cum sunt. E o invizibilă. E o armă. Dați-vă la o parte, nu vrem să avem probleme. O să trag în el cu arma. Oh. Ah, nu. Ok, e un om. Dumpster Diver Dan. Mă, ce mișto e făcută povestea asta. Se prezintă om așa direct. Hei, ce faceți lângă coșul meu de gunoi? Nu credeam că sunt zombi aici. Ia că se de jos. Da, ai dreptate. Omul... Oh, ce Dumnezeu, leșina? Alo? Alo? Gata, sunteți bine? Căutăm safe zone-ul, domnule. Am eu un shelter bun, dar nu am supply-uri. E un blocks and go undeva pe stradă, dacă vreți să vă duceți. Duceți-vă acolo, luați niște supply-uri.
Da, se pare că e destul de periculos, dar avem nevoie de supply-uri. Ok. Oh, oh my god. Știi că trebuie să ajungem la Blocks and Go, la magazin. Mam. Păi, tragem cu armanii, nu? Dar facem cam multe gălăgie, zic și eu acum, na. Păi da, dar avem arme și nu cred că ai... A, sau poate... Ia, uite ce, mergem tiptil. Păi ce? Nu, păi merge ce? Automat tiptil. A, cred că nu trebuie să fii în raza lor, cum e ca în GTA, știi, cu conul da, de viziune. Da, dar uite, sunt destul de apropiați ăștia. Nu știu ce să zic. Mergem și noi tiptil. Zic că pe aici. Da, capitan, nu știu. Ok, nu știu unde... A, vezi că ăsta vine aici. S-au întâlnit ăștia doi, ce-au făcut? Am văzut, da. Au dat cap în cap și după aia... Acum e momentul. Uh-huh. Oulu, vine strântul. Hai mă, pleacă! Pe bune, glumești cu mine! Trebuia să treci, stai. Când l-ai văzut pe el ca venind. Uite, acum vine ăsta. Nu pot să-l omor. Dacă am tras gata, geamul. Hai. Da, ai gloanțe limitate, ai doar 30 să știi. Ah, ba nu, hai că mi-am încărcat și am nelimitată. Ok. Hai, am ajuns la Blocks and Go, dar ce să mai găsești aici, că nu prea mai găsești mare lucru. Uite, este Blocks and Go! O, doamne, sunt închise ușile, trebuie să-mi spargem geam. Capitane, dar... Sună alarma la... Repede, luați supply-urile, rapid. Ok. Ce să luăm? Un snack, am luat un snack. Snack-uri, da. Gen, trebuie să le iei pe toate. Bisică, doar apasă click pe ele. Ia tot ce găsești, felie de pizza. Uite, sunt 37 în total. Practic mâncare, na, ce să supraviețuim o zi, două, ceva gen, știi? Da. Pe suc acolo în frigider. Ia și sucul. 36, mai este una, unde, care mai... Ah, gata. Bun. Toată lumea se întoarcă chiar în acest moment. Cred că acum putem să-i omorâm pentru că, vezi... Deja a sunat. A, pe cu arma e super easy să-i omor, sincer. Mm-hmm. Gândește-te dacă n-avem arma aici, știu. Era destul de iurea, dar... Cu arma, uite, ia uite, e curăț instant. Da. N-am treabă. Gata. N-am aici. Treabă, bine că mi-a luat Game Pass-ul ăsta. Bun, domnule Diver Dan și cu domnule polițist. V-am făcut rost de tot ce trebuie. Acum ce facem? Am găsit supply-urile. Uite că le-a pus aici. Hmm? Ah, da. Urmați-mă. Da, aici dormi. Ok, cam da, la vedere. Păi, da, poate să vină zicem. Un zombie după colț. Da, este doar o alee. Ai zis că e de asta. Da, a zis. Uite, supply-urile pe care le-am găsit noi. Hmm? Ar trebui să ne odihnim și să ne dăm heal. Da, mâna mea a rămas în sus. Nu știu de ce. Eu nu vedeam în sus. Sau nu m-am uitat eu la tine. Acum nu vezi în sus? Mm-mm. La mine mă văd în sus pe ecranul meu. Nu. Eu nu am rămas cu ea așa blocată. A, așa mea e la fel, față. Să știi, în față, ca și când țin ceva. Da, dar nu țin nimic în mână. Da, așa mea e la fel. Bun, și pot să dorm undeva gen? Că nu văd... Nu știu, că heal ne-a dat jocul. Da, am văzut că mi-a dat heal, dar nu... Gata. Băi, mișto povestea, să am ce zice. Uite, exact ce doamne, ziceam. Un hor de zumbalăi. Ok. Ia uite. Ok. Aduceți-i aici. O să putem să fugim. Fugi repede, pisică. Pe scară. Doamne ferește. Mamă, cât sunt. Ok, ne-am urcat pe acoperiș și am scot arma în caz de ceva. Uite, mai bine să ne facem aici casă, pe acoperiș. Ei, e sus acolo ceva, uite. E o clădire în flăcări. Eu nu știu dacă aici trebuie să... Ba da, și ăștia tot acolo se duc. Ok. Mă duc înaintea poveștii, practic, știi? Da. Ce s-au teleportat? Un zombie aici. Oba. Ok, am omorât eu. Încă un dead end. A, ne putem da pe chestia asta, cred, cumva. Nu, trebuie să ne dea cu zi faină. Nu, trebuie să așteptăm, da. Te dau. Oh, ia uite ce șmecher. Mamă, unde ne duce? Genial.
Ok. Asta da aventură într-o poveste. Bă, asta chiar e poveste, poveste pe bune. Da. Știi ce zic? Adică nu vrăjeală. Majoritatea se repetă exact ca obiurile, știi? Când intri în gura cuiva și se întâmplă același lucru, asta se întâmplă și la povești. Da. Apropo, dacă vreți să știți, povestea asta este făcută de tipul care a făcut jocul Ronald, pe care l-am jucat, ăla cu Mac-ul. Deci atunci n-am ce să deci mai comentez. Deci e clar. Ăla, eu știu că am urmărit povestea asta de mult timp și îl urmăresc pe tipul ăsta și știu că trebuia să lanseze povestea. Știi? Da. Când am lansat, am zis, bă, trebuie să o jucăm. Ar trebui să mergem. Da, aveți încredere în mine. Ok. Îmi cunosc foarte bine canalizările, zice el. Follow Amsterdam, follow Donut Dave. Deci urmărește-l pe polițist sau pe Dan. Nu știu. L-aș urmări pe tipul ăsta. Ai pe dumpster, nu? Da, ăla care merge prin canalizare? Da, da, că e mult mai sigur prin canal. Zic și eu acum. El să pricepe, zic eu. Hai să ne rugăm. Cunoaște zonele. Deci polițistul, dar polițistul cunoaște pe la suprafață unde zonele. Polițistul nu prea cunoaște mare lucru, că pe sus ai văzut și tu că nu suntem pregătiți. Da, exact. Așa, prin canalizare nu mă gândesc că or fi atât de mulți zombies, nu știu, zic corect, și eu. Corect, corect, corect. Adică câți zombies să fie prin canalizare, în comparație cu sus? Putem călători foarte, foarte ușor. Mamă, cum am alunecat. Da, dar aici știi ce? Aici o să fie zombie probabil oamenii străzi? Aba, nu. Wow! Oameni adevărați aici și sunt totul în regulă aici. Wow, ce mișto. Ce? De ce mă puneți să mă teleportez? Wacky Andy. M-am dat în spate deși. Dan, tu ești? Ce cauți aici? Au venit foarte mulți zombie sus, sunt peste tot. Zombie? Nu vine să cred. Da, este adevărat. Poți să stai aici cât timp ai nevoie. Ok? Stinky Steve. Oh, nu, zombii au reușit să ajungă și în canalizare. Vin după noi. Cum? Am arma. Ok, toată lumea trebuie să ne apărăm de zombii chiar în acest moment. Nu înțeles. Pe unde vin? Asta dacă reușim. Pregătiți-vă, vine hordul de zombii. Pe unde? Nicio parte. Cred că vin din toate părțile, da? Unde e cu verde? Ok, 10 din 10. Să vedem de unde vin. O, de văd eu unul deja. Ok. Uite, încă unul acolo. Vin din spatele nostru. Ok, cu arma e relativ ușor să zic. Doar că trebuie să ai grijă să nu te prindă. Firar. Îți pești dedesubt, pe sub ăsta. Dar s-au dus ăștia cu ranga la ei, cu ăstea. Da. Wave-ul a fost învins. Ok. Eu am făcut cele mai multe kill-uri din de aici, de jos. Ok. Ok, îmi place. Și gata. Suntem o echipă. Am reușit. Da, îți dai seama că nu cred că am scăpat de toți zombii. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru ajutor. Eu. Dar Dan, uite-te la mâna ta. A fost mușcat. Dan. Sângerează. Bă, dar și eu sângerez. Bă, și eu sângerez. Și eu nu mai am o mână. Bine, mâna mea e din cauza armei că e aici. Din cauza armei. Dar și eu sângerez. What? Stai, am antidotul. Am antidotul. Da, și eu. Mi-a dat antidot ending. Și mie la fel. O săptămână mai târziu. Ia. Păi dacă aveam antidotul și am putut să scăpăm din cauza asta. Deși am fost infectați. Ce se întâmplă aici? O săptămână mai târziu. What? Ce sunt eu cu tipul ăsta? Da, și eu sunt și în locul tău acolo. Ce tare. Suntem în regulă, gen. Deci am reușit. Cum crezi și complet de antidot ending. Sunt trei endinguri, ai gen. Stai să văd, nu știu că. Păi da, mai văzut genul ăsta de sfârșit la o poveste. Stai să mă uit să văd. Zic imediat câte endinguri sunt. M-am dus în lobby, să știi. Poți să-i dai return to lobby. Ia stați așa, oameni buni, să mă uit să văd că îmi pare cunoscut de tot finalul ăsta cu artificiile în spate. Avem așa. Deci, avem așa, bad ending, care e ending-ul rău, da. Adică e nasol, da. Main ending, adică ending-ul în care scapi cu elicopterul, cică. Da. Și ai antidot ending. Antidot ending e cel mai rar ending, cică. Pentru că trebuie efectiv să ai antidotul și eu aveam antidotul la mine.
Deci noi am obținut practic cel mai rar ending din jocul ăsta. Deci am dat la tipul ăsta de a făcut jocul și el a făcut ăla călătoria în timp. Nu știu sigur, hai că zic eu imediat. Și iar cred că a mai făcut ceva, că eu cu... Da, el a făcut jocurile cu călătorie în timp, da. Super, atunci, ok, n-am ce să... Da, deci el a făcut asta și a făcut și Ronald. Dar Ronald nu-l văd afișat aici. Nu este afișat, dar îți spun eu pentru că eu am... cred că poți să și verifici. Eu am discutat cu el, deci eu am discutat cu el. Da. Și știu despre ce este vorba. Foarte mișto povestea, nota 10, se vede că se pricepe tipul și așteptăm și alte povești din partea lui pe viitor. Clar. Alte minigame-uri și o să stăm cu ochii pe el. Bun, și că am făcut acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episod din Roblox, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!